Aș vrea să continuăm conferința noastră despre familie și de data aceasta aș vrea să vorbim despre ispitele bărbaților. Aș vrea să vorbesc despre 6 dintre cele mai mari ispite ale bărbaților. Prima este ispita de a fi macho, de a fi bărbat, de a fi puternic, nu? A doua este ispita poftei sexuale. Legată de aceasta imediat, ispita infidelității, 4, ispita puterii, ispita banilor și ultima, ispita perfecționismului. Sunt 6 dintre ispitele care bat la poarta noastră a bărbaților, aș putea zice aproape zilnic. Haideți să încercăm să discutăm despre ele și să înțelegem despre ce este vorba. Ispita de a fi macho, ispita de a te prezenta ca bărbat adevărat. Imaginea bărbăției este un răspuns comportamental adânc înrădăcinat în tendințele culturale învățate și în realitățile psihologice particulare bărbaților, nu? De mici copii am fost învățați și ni s-a spus că băieții mari nu plâng, trebuie să fim bărbați, trebuie să ne purtăm ca niște bărbați. Imaginea aceasta a bărbăției ne este dată deci de din două surse, din tendințe culturale pe care noi le-am învățat, ni s-au sedimentat de-a lungul anilor și apoi din niște realități psihologice particulare ale bărbaților. Haideți să vedem câteva din tendințele culturale învățate, ceea ce ni s-a strecurat nouă de mici copii în cap. Ni s-a spus că, de fapt, un bărbat adevărat, în primul rând, nu plânge niciodată. 2. Nu-și arată slăbiciunile niciodată. Nu are nevoie de afecțiune și tandrețe. Noi ne putem descurca fără prea multe sentimente. Noi mângâiem întotdeauna pe alții, dar noi nu avem nevoie de mângâierile nimănui. Noi încurajăm pe toată lumea, nu? Dar noi nu avem nevoie de încurajările nimănui. E nevoie de noi, dar noi nu avem nevoie de nimeni. Suntem inviolabili în bărbăția noastră, ne descurcăm singuri în orice situație. Unele din aceste mesaje și mult mai multe decât am scris eu aici ne sunt strecurate în suflet încă de mici, de părinții noștri, de școală, de prietenii noștri, de societatea din jurul nostru. Fiecare dintre noi am vrut să fim bărbați adevărați și am urmat într-un fel ceea ce ni s-a predat nouă, oficial sau neoficial, despre calitatea noastră de bărbați. Apoi, noi ne confruntăm cu niște realități psihologice particulare, nouă bărbaților, foarte diferite de ceea ce se întâmplă cu surorile noastre. Insecuritatea noastră ca bărbați vine din diferențele sexuale dintre bărbați și femeie. Masculinitatea noastră este legată de abilitatea de a face sex. Lucrul acesta este o identitate foarte fragilă. Bărbatul este vulnerabil deoarece sexualitatea sa e dependentă de performanțele sale de succes. O femeie nu are probleme cu sexualitatea ei, pentru că ciclul îi aduce aminte în fiecare lună că este femeie. Ea nu are probleme de genul acesta, ea dă naștere la copii. Întreaga ei structură este bazată pe această identitate de femeie, de aceea ea nu are complexe în legătură cu lucrul acesta. Dar bărbatul, pentru că totul depinde de aceste performanțe ale sale în domeniul sexului, el are o vulnerabilitate extraordinară. De aceea, pentru un bărbat, frica de impotență este una foarte profundă. De aia s-a inventat Viagra și toate minunile astea, nu? Pentru că bărbații sunt obsedați că ei nu o să mai fie bărbați dacă nu mai pot să facă lucrul acesta care pentru ei e definitoriu, îi definește ca bărbați. Apoi ne simțim tot mai dispensabili în actul procreierii, cu cât ăștia vorbesc despre cloning, despre să fac copii din eprubete, acum nici nu mai e nevoie de noi. Nu? Sunt bănci cu celule bărbătești, nu? Toată lumea trăim cu spaimă că într-o zi o să spună că nu mai e loc în schemă pentru noi, nu? Acum te duci la doctor, îți dă o injecție și asta ține loc de bărbat. Și atunci există o insecuritate formidabilă a bărbatului pentru că se pare că lumea poate trăi fără noi. Aș vrea să spun însă că bărbăția creștină, a unui bărbat creștin, este complet un alt lucru. Bărbatul creștin este liber să fie un lider slujitor,
Nu neapărat unul care conduce și are dreptate întotdeauna. Un lider slujitor este unul care slujește turmei, își arată slăbiciunile, este unul dintre ceilalți. El nu se teme să fie transparent și vulnerabil. Bărbatul creștin este liber să fie el însuși. Nu trebuie să ne dăm altceva decât suntem. Bărbatul creștin este liber să interacționeze cu alții, să fim sinceri, să stabilim un dialog cinstit. Suntem liberi și putem să fim tandri, putem să iertăm, putem să milităm pentru neprihănire și să trăim o viață neprihănită. Putem să fim interesați de lumea din jurul nostru. Cu alte cuvinte, aș vrea să vă spun că Biblia prezintă adevărata bărbăție și creștinul cu adevărat se poate purta ca un bărbat, așa cum a vrut Dumnezeu prin proiectul său să fim. Haideți să discutăm despre a doua ispită a bărbatului și aici aș vrea să zăbovim un pic mai mult, pentru că se pare că este una dintre cele mai formidabile ispite ale bărbatului. Se pare că după calcule și după studii, un bărbat se gândește la sex de cel puțin 10-15 ori pe zi. Pe când o femeie uneori nici o dată pe zi. Este o problemă foarte serioasă cu noi, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu și stimulentele vizuale sunt acelea care îl fac pe bărbat să se gândească la lucrul acesta foarte des. 2 Timotei 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu ceea ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Haideți să vorbim puțin despre sexul în lumea modernă. Sexul este văzut ca o chestiune trivială și ni se seamă în această iluzie puternică potrivit căruia sexul este o experiență magică prin care atingem intimitatea reală și vom fi pe deplin satisfăcuți. Reclama în jurul sexului este formidabilă astăzi, promițind de fapt lucruri care nu sunt deloc adevărate. În anii 60, când a început revoluția sexuală în America și pe urmă s-a exportat în toată lumea, nu? S-a propovăduit sexul liber. Liber de ce? Liber de căsătorie, liber de responsabilitate. Practic, omenirea a fost infestată de aceste idei care, din păcate, continuă și astăzi. Propaganda sexului fără responsabilități promite intimitate și împlinire. Lucrul acesta este o mare minciună. Relațiile autentice sunt imposibile fără consacrare și responsabilități. Sexul este redus la o realitate genitală. Orgasmul nu poate fi niciodată semnificația vieții, zicea cineva. Dar, din păcate, este o societate care trăiește exact numai pentru lucrul acesta. Haideți să vedem ce spune Biblia despre sex. Spuneam că o să fie niște termeni mai transparență astăzi, dar cred eu că o să avem nevoie să auzim și asemenea lucruri, pentru că s-ar putea ca la biserica dumneavoastră să nu predice duminică nimeni despre chestiunea asta. În Cântarea Cântărilor, dacă citiți la capitolul 4, versetele 1 la 16, sexul a fost creat de Dumnezeu. Dumnezeu este autorul și cel care a avut imaginația acestui lucru. 2. Dumnezeu a creat sexul pentru legăturile fizice și spirituale dintre soț și soție. Biblia vorbește despre acel un singur trup. Dacă noi suntem o trinitate, trup, suflet și spirit și duh, nu? Atunci când noi ne căsătorim, Dumnezeu lucrează ca cele trei compartimente ale ființei noastre să se unească și să devenim o singură ființă. 3. O altă realitate. Dumnezeu a creat sexul cu granițe bine delimitate, în exclusivitate, în cadrul căsniciei. Putem să citim în Matei 19, 5 cu 6. Lucrurile celelalte care se petrec în afara căsătoriei, înainte sau în afara instituției aceasta sfântă a căsătoriei, Dumnezeu condamnă și spune că lucrul acesta este curvie și prea curvie și este unul dintre păcatele mari pe care le condamnă Sfânta Scriptură și din pricina căruia mulți oameni o să intre în iad. Scopul lui Dumnezeu pentru sex în familie sunt mai multe. În primul rând, unitatea celor doi se va lipi de nevastă sa. Se pare că legătura aceasta ne face să ne lipim de soția noastră și se creează tot mai mult intimitatea de care este nevoie pentru ca cei doi să devină un singur trup.
Isaac a fost mângâiat pentru pierderea mamei lui, spune Genesa 24:67. Prin legăturile pe care Isaac le are cu soția lui, el este mângâiat de pierderea mamei sale. Prezența aceea feminină din viața acestui copil, mama, nu, care i-a fost luată prin moarte, golul acela a fost împlinit, a fost satisfăcut prin prezența soției lui lângă el. Apoi Dumnezeu spune, înmulțiți-vă, sexul este pentru procreere. Apoi 1 Corinteni 7:3-5 ne spune că trebuie să ne păzim de ispitele vieții, nu? Trăind într-o legătură armonioasă în familiile noastre și sexul în familie ne păzește de a cădea în ispită, în afara familiei. Haideți să vorbim câteva despre formele de ispite sexuale care sunt foarte frecvente la bărbații de astăzi. În primul rând este adicția sexuală. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, spunea Mântuitorul, a și păcătuit cu femeia aceasta în inima lui. Vin uneori surori și chiar tinere și ne mărturisesc și spun, zice, frate, este o problemă cu bărbatul ăla în biserică. Dar ce problemă? Zice, să uite la tine atât de murdar, atât de mizerabil că te simți inconfortabil în prezența lui. Practic, femeia aceasta sesizează o adicție sexuală la bărbatul acela, care se vede imediat în priviri. Nu? Română se duce la plajă cu nevastă sa și cu ochii tot după alte femei. Știi? Și nevastă sa zice, mă, ce-i cu tine? Zice, mă uit că și uitarea e scrisă în legile omenești. Problema este că această uitare, nu? Această privire după alte femei, nu este altceva decât o demonstrație a unei adicții sexuale pe care, din păcate, foarte mulți bărbați o întrețin. Adicția aceasta sexuală îl face pe bărbat să caute pornografie, de exemplu. Chiar dacă nu este o femeie reală, dar el se uită și este atras de imaginea aceea. Imediat, următorul pas, o altă formă a ispitei sexuale este masturbarea. Am citit ceva recent și vreau să vă spun, pentru că, așa cum ziceam, poate că nu vă zice nimeni lucrurile astea, dar există o hiperbolă a Domnului extraordinară aici și niciodată până acum parcă n-am înțeles lucrurile așa. Domnul zice, cine se uită la o femeie ca să o poftească, nu? A și păcătuit, dar, și imediat versetul următor este, dacă ochiul tău, care se uită după femeia aceea, nu? Te face să păcătuiești, scoate-l afară. Și, ascultați, și dacă mâna ta, așa, te face să cazi în păcat, lucrurile acestea sunt legate. Noi le-am citit tot separat până acum. Dar se pare că nu întâmplător Domnul Iisus Hristos le pune toate la oaltă versetele acestea, pentru că mecanismul este extrem de simplu și foarte ușor putem înțelege că de fapt Domnul se referea la practica aceasta și la obiceiul pe care și-l fac nu numai bărbații, dar și femeile, nu? De a cădea în păcat în felul acesta. Apoi există versetul din 1 Corinteni, capitolul 6, care spune că nimic să nu pună stăpânire pe tine. Ori există o adicție la foarte mulți bărbați și din păcate și la femei, care practică masturbația. Sunt frați, păstori sau consilieri care îi îngrozesc cu o extremă, spunând, nu, iadul e al tău, nu există nicio șansă. Pe extrema cealaltă sunt unii care spun, oh, nu-ți fă probleme, toată lumea face chestia asta, e un proces normal de dezvoltare a ființei umane, nicio problemă. Și vieții copii, nu, care sunt tormentați spiritual de ceea ce se întâmplă periodic în viața lor, nu, au nevoie cât de cât de un răspuns și vor să lupte împotriva acestui lucru. Bucuria mea este să văd că ei luptă împotriva unei asemenea lucru și, de fapt, asta este datoria a noastră a creștinului, să luptăm împotriva oricărui păcat, chiar dacă uneori mai cădem în el, dar, zicea cineva, eșec este să cazi și să nu te mai scoli. Când te-ai sculat după căsătură și pornești mai departe, este speranță și cred că Domnul ne dă ajutor. Cel ce se masturbează vede în fantezia sa
sexuală, un trup pentru gratificația sa și nu o persoană care va trebui să interacționeze cu Hristos. Scopul lui sau al ei nu este să creeze o unitate personală cu Hristos, ci își caută propria satisfacție. Cu cât se masturbează mai mult, cu atât învață să-și caute propria satisfacție. Este dificil pentru cel care se masturbează să treacă de la autoabsorția sa la comunitate. Observ că oamenii care sunt stăpâniți de practica aceasta se retrag tot timpul din comunitate. Nu pot comunica. Sunt bărbați care deja sunt în vârstă, care nu se căsătoresc. Pentru că în tinerețe au dezvoltat acest obicei care le absorbe toate energiile și cu cât ei cad mai tare în ei înșiși, cu atât mai puțin sunt capabili să comunice și să trăiască împărtășie cu alții. Este o chestiune teribilă aici. Haideți să discutăm puțin despre pornografie și despre pericolele ei, care sunt destul de ignorate și până și de noi creștini. Vreau să vă spun că imaginea erotică are o putere extraordinară asupra conștiinței și asupra minții noastre. Se pare că creierul nostru emite o anumită substanță care face ca imaginea erotică să rămână întipărită pe creier foarte multă vreme. Nu întâmplător Iov, care probabil că știa mai multe decât știm noi, a jurat să nu se uite la nicio fată fecioară, zicea el. Vreau să înțelegeți că jurământul acesta al lui Iov era de conotații de genul acesta mai degrabă decât atunci când vede o femeie întoarce capul că nu vrea să vadă pe nimeni. Când mi se pare că tata Noe, nu? Când se îmbată tata Noe, foarte ciudat, tata Noe supraviețuiește la apele potopului, nu se neagă în toate apele potopului, dar se neagă în câteva pahare de vin, la urmă. Când se dezgolește și îl văd fiii lui, nu? Unul știe foarte clar că imaginea joacă un rol foarte puternic, de aceea spune Biblia că s-a acoperit, nu? Și s-a întors cu spatele și l-a acoperit pe taică-său. El n-a vrut să rămână pe creierul lui cu imaginea aceasta. Apoi ar trebui să ținem cont de dezumanizarea celor care produc asemenea materiale pornografice. Sunt niște victime îngrozitoare a unei industrii care despersonalizează și reduce ființa umană la niște sclavi, la niște instrumente. Întotdeauna imaginile acestea prezintă o iluzie, o promisiune goală, o chestiune care nu este adevărată. Este atâta fals în imaginile acelea. Acolo, prin repetiție, prin tehnica fotografică, prin tehnica filmării, se produc efecte care nu sunt deloc adevărate și există atâta fals în lucrul acesta. Pornografia se duce omul departe de la o relație reală. Pur și simplu te duce într-o lume virtuală, construiești personaje care nu există, ți se îmbolnăvește mintea. Este un drog care, din păcate, cere tot mai mult, tot mai diferit. Se pare că studierea marilor criminali de serie a dus la concluzia că toți au pornit în ultimă instanță de la pornografie și au ajuns să ucidă femei în serie. Trebuie să preluăm controlul într-un asemenea domeniu. Și iată câteva sfaturi practice pentru orice bărbat creștin, pentru orice femeie. În primul rând, încetează să produci argumente ale problemei care o ai. Imediat mintea noastră, când comitem ceva, începe să producă justificări, explicații. Păi de ce facem asta? Pentru că. Trebuie să încetăm să producem argumentarea problemei. Trebuie să ne asumăm riscul de a scoate totul la lumină, de a mărturisi. Dacă nu mărturisim soției sau soțului nostru un domeniu de genul acesta, satana construiește o fortăreață care va deveni atât de puternică încât te va distruge. Va distruge relația din familia respectivă. Profită de chemarea la pocăință de fiecare dată, atunci când ești chemat să te pocăiești de păcatele tale. 4. Cântărește prețul pe care îl plătești pentru adicția asta. Este un preț îngrozitor. Gândește-te la ce se poate întâmpla.
vei fi expus. Vei fi dat afară din serviciu pentru că te-a surprins compania uitându-te la pornografie în timpul serviciului. În America își pierd oamenii slujbele unul după altul pentru chestiunea asta. Vei fi expus comunității, nu? Te vor cunoaște frații. Soția ta va fi dezamăgită, bărbatul tău va fi absolut dezamăgit. Ce vor spune copiii tăi? Există organizații creștine care vă supraveghează umblarea dumneavoastră prin computer. Abonați-vă la organizațiile acelea și dați socoteală, cineva știe întotdeauna unde umblați dumneavoastră pe internet. Acum noi știm ca și creștini că Domnul știe, nu? Dar Domnul știe și nu zice nimic. Deocamdată. Și atunci ar fi bine să știm că știe și altcineva. Să știm că există o organizație creștină care ne monitorizează rătăcirile noastre virtuale, nu? Și care la o adică ne pot avertiza asupra acestor lucruri. Adu-ți aminte de semnificația biblică a sexualității. Consideră ceea ce faci de fapt când păcătuiești. Spune, asta este păcat, asta este păcat. Consideră pașii pe care îi parcurgi, stopează la primii pași. Întocmește o istorie a obsesiei tale. De când te preocupă chestia asta? De când faci lucrul ăsta? Concentrează-ți energiile sexuale spre soția ta, spre soțul tău. Nu? Și ultima, care mie îmi place cel mai mult, dă socoteală cuiva de încredere de viața ta. Eu cred că un păstor care ține la viața lui, ține la slujba lui, la familia lui, își va căuta unul sau doi prieteni, cărora le dă dreptul să îi pună întrebări incomode. Poți să le formulezi tu împreună cu el întrebările acelea și să le instruiești ca săptămânal să te sune, să te caute și să spună întrebările alea. Te-ai uitat săptămâna asta la vreo revistă pornografică, nu? Ai vizitat vreun site pornografic săptămâna asta? Să spună câteva întrebări așa cheie în fiecare săptămână, să te păzească să n-ajungi acolo. Pentru că după ce ți-ai făcut deja un obicei, este foarte greu să te vindeci de obiceiul respectiv. Haideți să vorbim puțin despre ispita infidelității. Și aș vrea să vă spun că mâine vom avea o disecare a problemei direct pe o imagine biblică, pe păcatul lui David și Batșeba, și să discutăm problema aceasta, pentru că începe să devină în cultura românească o problemă foarte serioasă. O problemă foarte serioasă. Iadul este singurul loc în afara paradisului unde suntem în siguranță față de pericolele iubirii, spunea C.S. Lewis. Haideți să vedem care este dinamica unui adulter. Pasul numărul 1, pregătit, gata de adulter. Ce înseamnă asta? Înseamnă că te-ai uitat suficient la multe poze pornografice, înseamnă că deja nu te mai înțelegi cu nevasta, deja contempli o altă aventură, teoretic ești pregătit în mintea ta pentru un asemenea lucru. Intri în pasul numărul 2, în alertă. Deja îți scânteiază ochii, browsing, nu? Te uiți peste tot unde este posibil. Are loc prima întâlnire inocentă, de obicei o colegă de la servici, nu? Apoi, după această întâlnire inocentă, din întâmplare, nu? Începe întâlnirea intenționată, începi să te duci pe unde umblă asta. Asta merge la Xerox, se duce la cafea tot din jumătate de oră, începi să umbli și tu pe acolo și încep să fie o întâlnire intenționată. Pe urmă încep să zăbovești cu femeia aceasta în public, bineînțeles între colegi. Ieșim la masă la 12 împreună cu alții și întotdeauna în preajma acelei femei, în preajma acelei persoane, după care începe zăbava privată. Încep să petreci timp în particular cu ea. Încep să o asculți. Are necazuri cu bărbatul, are necazuri cu serviciu, probleme inocente la început, nu? Toți pleacă de la serviciu, tu mai rămân vreo jumătate de oră, pentru că mai ai încă ceva de făcut și ești gata să asculți poveștile ei într-o zăbavă privată cu femeia aceasta. Încep să te izolezi cu scop acum
împreună cu femeia respectivă. Pe urmă, izolarea aceasta față de ceilalți, nu, începe să devină tot mai plăcută. Probabil încep primele săruturi, primele mângâieri, îmbrățișarea afecționată, îmbrățișarea pasionată, urmează capitularea, nu? Și apoi accepți situația asta dezastroasă în care ai ajuns. Vreau să vă spun că aceasta este, de fapt, sunt cei 12 pași care duc la adulter în viața multor oameni și ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta. Ca să biruim împotriva acestei tentații, ar trebui să zidești relațiile de căsătorie tot mai puternic. Vreau să vă spun ceva. Ceea ce s-a întâmplat la Felix acum, în acest weekend, nu este numai că ați venit aici și ați ascultat niște învățături despre familie. Relația dintre dumneavoastră s-a zidit mai mult, s-a consolidat tot mai mult. Ați lăsat copiii acasă, probabil, ați petrecut 3 zile împreună, ați discutat lucruri care probabil nu le-ați discutat până acum, discuțiile noastre v-au provocat să abordați capitole, intimitatea dumneavoastră a crescut, ați investit în zidirea relației dumneavoastră de căsătorie. Ați petrecut timp unul cu celălalt și este extraordinar. Umblă înaintea Domnului. Începe să te preocupe lucrurile spirituale, nu numai de formă. Începe să citești Biblia, caută-L pe Dumnezeu, roagă-te, du-te la biserică. Ar trebui să te întrebi, sunt cumva undeva în procesul acestor 12 pași? Unde mă aflu? Doamne ferește, unde mă aflu? Fii sincer, fii onest. Și nu numai că să stabilești unde te afli, dar să oprești la timp procesul ăsta. Ăsta este ca un din ăla de zăpadă, un bulgăre de la de zăpadă uriaș care pe măsură ce înaintează e tot mai mare și tot mai mare. Și va face un prăpăd la sfârșit. Dacă te oprești la timp, dacă ți se deschid ochii la timp, probabil că ești la zăbava publică, te atrage cumva persoana aceasta și ești tentat să te duci acolo unde este ea. Oprește-te la timp. Cântărește bine costul ce se va întâmpla după asta. Haideți să discutăm în continuare despre ispita puterii. Fundamental pentru personalitatea umană este voința puterii. Din păcate, este o realitate teribilă. Este o luptă pentru putere oriunde ne ducem. Din păcate și în biserică, nu-i așa? Domnul, el vrea să fie în comitet. Parcă comitetul ăsta cine știe ce e, nu? Știți ce e comitetul. Un om care individual nu poate face nimic, dar care intră în comitet ca împreună cu alții care nu pot face nimic, hotărăsc că nu se poate face nimic. Să știți că există putere negativă și destructivă, precum și putere pozitivă și constructivă. Relațiile de familie trebuie să fie relații bazate pe dragoste și nu pe putere. Relațiile de familie nu sunt relații de dragoste, ci de putere. No, care e mai tare aici? Care e mai grozav? Eu sunt șeful aici. În ziua în care zis asta, ai încetat să fii șef acolo. Eu te-am făcut, eu te omor, zicem noi la copii, nu? Este o poziție de putere și nu de dragoste. Spuneam fraților păstori cu care m-am întâlnit în weekendul trecut că a venit o zi în viața mea când am zis și eu ca un prieten de-a meu, băieți, am zis, indiferent ce se întâmplă în lumea asta, indiferent cât de măgari și de derbedei o să fiți, eu am să vă iubesc până la capăt. Indiferent ce veți ajunge în viața asta, este un singur lucru. Dragostea mea nu se va lua de la voi. La mine veți găsi o ușă deschisă de fiecare dată. Când abordezi pe cineva de pe poziția iubirii, a dragostei, mai degrabă cucerești decât folosești puterea. Nu, puterea nu lucrează. Nu lucrează. Probabil lucrează până la 7-8 ani, nu? Pui mâna pe curea și faci ordine. Eu aveam băiatul cel mai mare, avea un obicei că mă enerva zdravă de tot și îmi sărea curea aproape singură din pantalonul ăsta. Nu aveam nicio problemă să-l bat pe ăsta. Cu ceilalți însă aveam o problemă, nu puteam să-i bat pe al doilea pentru că ăsta era foarte drăguț și extrem de abil. Eram în prima lună în America și ne-am dus să vizităm un prieten din Detroit.
Prietenul meu, Țirlea, care este păstor în Detroit acum, avea un băiat pe Brian și Brian plângea pentru că șmecherii mei de român îl prinseseră pe americanul ăsta mai slab de înger și îl torturau pe ăsta, domnule, din 5-5 minute plângea Brian. Și mi-era rușine, eram în casa lor, nu, pruncii mei îl torturau pe ăla. Ce să fac acum? Era un subsolul clădirii și am coborât nervos și am spus, uite, dacă mai plânge Brian odată, va ieși amar de pielea voastră. Bineînțeles că a durat vreo 10 minute, băieții au uitat, Brian plângea, am coborât ca o furtună pe scări, am scos cureaua, l-am pocnit pe la mare, că pe ăsta îl întâlneam și îl puteam bate fără probleme. Al doilea s-a ascuns după cuptor, ca iedul ăla din poveste, și nu-l puteam să-l scot, ieși afară, nu că mă bați, bineînțeles că te bat, ieși afară. Am început să zgâțâi cuptorul, așa, a ieșit afară și când am ridicat cureaua, a făcut unul dintre cele mai neașteptate gesturi la care eu v-am așteptat. A strigat, Doamne Iisuse! De momentul ăla mi s-au înmuiat genunchii, l-a ascultat Domnul și nu l-a mai putut bate. Pe parcurs însă a trebuit să renunț la relațiile de putere, nu? Că nu mai funcționau. Și a trebuit să apelăm la dragoste și foarte multă dragoste. Uneori este foarte greu să renunți la poziția de putere. Dar vreau să vă spun că asta nu lucrează, n-a lucrat niciodată. Puterea a făcut numai victime, a produs numai necaz și numai suferință. Treceți la dragoste pentru că nu există armă pe fața pământului inventată de om și de Dumnezeu mai mare decât dragoste. Înfrângeți-i cu dragoste. Iubiți-i până la capăt. Eu n-am să uit niciodată, am avut o bunică, ea era singură credincioasă, era pentecostală, tata era părât că e baptist, bunicul la fel. Eu am crescut așa într-o religie din asta de casă, o amestecătură dintre toate, dar bunica întotdeauna ne înfrângea cu dragostea, ne bătea cu dragostea. Tata avea o metodă teribilă de a, știți că zice că Iov îi sfințea pe fiii lui, nu? Dacă vă întrebați oare cum făcea asta de sfințea, nu? Tata ne sfințea pe noi, avea o metodă foarte bună. Ne trimitea să căutăm o nuiauă, să ne sfințească cu ea. Niciodată nu era bună nuiaua aia. După ce te trimitea de două, trei ori, una era ba subțire, ba putredă, că întotdeauna din alea găseam, nu? Când veneam cu una bună, de tot eram și bătuți că nu mai trebuia să le folosească, dar le-a folosit de câteva ori, zdravă de tot. Și bunica însă niciodată n-a folosit nuiaua. Mă trimitea să tai lemne. Făceam o gălăgie zdravă de tot. De ce eu să tai lemne? E tata, moșul acasă. Ceilalți, numai eu sunt pedepsit, făceam un tărăboi zdrav, nu tai lemne, nici vorbă. Bunica niciodată nu mă amenința sau să pună mâna pe mătură sau, eu știu, pe lingura de lemn. Lingura de lemn a bunicii a făcut numai rântaș, n-a făcut disciplină niciodată. Dar bunica făcea ceva incredibil, se ducea ea să taie lemne. Era bătrână, suferea cu șalele, era îndoită așa la 90 de grade și se ducea și lua toporul și se făcea că taie lemne. Și mi-era suficient să o văd pe bunica, că mă dădeau lacrimile, mă duceam la ea și spun, lasă bunică, taie-o lemne, du-te dumneatale în casă. Și m-am frânt de fiecare dată cu dragostea și cu exemplul ei personal, cu spiritul ei de sacrificiu. Să știți că Dumnezeu nu ne-a poruncit bărbaților obligațiile pe nevestele voastre să vă fie supuse. Nu există în Biblie asta. Dar unii cred că asta e porunca. Și le obligă să fie supuse. Tu să taci la cratiță cu tine. Muierea trebuie să fie la cratiță, să facă prunci și să tacă din gură, mi-a zis un frate. Explicându-mi toată teologia sa despre locul femeii în societate într-o singură frază. Și foarte mulți în relațiile cu soțiile lor pornesc de pe această latură a puterii. Relațiile de familie sunt guvernate de puterea iubirii și nu de iubirea puterii. Suntem de acord cu asta? Învățăm puterea iubirii și nu iubirea puterii.
Lupta pentru putere în societate și lumea afacerilor ne influențează, nu? Ne influențează modul nostru de gândire. A venit un frate la noi, practic era o adunare generală, se ridică unul în picioare, zice, eu propun ceva, să se aleagă un comitet de opoziție care să lupte împotriva comitetului existent, pentru că uitați și la guvern, republicanii cu democrații se bat tot timpul și țara merge bine. Da? Era o idee grozavă, ăsta era de fapt din partida de opoziție de când îl știu eu, numai acum voia oficializat. Și suntem influențați de lume, de politică, de lupta din jurul nostru și ducem ideile astea în familie, le ducem în biserică. Ar trebui să facem diferență între autoritate și putere. Apostolul Pavel a spus un lucru absolut surprinzător. Când sunt slab, atunci sunt tare. Ma, dar ce-o vrut ăsta să zic? Nu? Practic, el voia să spună că atunci când este dependent de Dumnezeu, nu? Când este supus lui Dumnezeu, el este slab ca om și practic el cu Dumnezeu în această combinație în care el are partea cea mai mică, nu? Atunci el este tare. El este tare pentru că Dumnezeu este de partea lui. Ispita banilor, nu? Dragostea de bani, rădăcina tuturor relelor, spune Apostolul Pavel, nu? Știm asta. Și totuși, sunt două mituri care plutesc în societatea de astăzi și în special în cea românească. Banii sunt cheia spre fericire. Ne uităm la cei care îi au și avem impresia că oamenii aceștia sunt extrem de fericiți. Și tot ce ne dorim în viață este să avem și noi banii care iau ăștia, că atunci precis o să fim fericiți. Și apoi există mitul acesta foarte periculos că te poți îmbogăți repede. Dai așa peste câteva miliarde la o curbă, nu? Dai un tun de câteva miliarde la nu știu cine, se întâmplă ceva, nu? Și peste noapte o să te îmbogățești. Vreau să vă spun că cu cât vom avea mai mulți bani, cu atât mai mult managementul lor este necesar, este mai necesar. Trebuie să devii tot mai bun administrator al acestor bani și lucrul acesta cere timp și cere efort deosebit. Mai ales la dumneavoastră, nu? Eu am o problemă foarte serioasă când schimb ceva bani aici. Eu, în viața mea n-am avut atâția bani. Tot număr pe ei și tot nu mă-i socotez bine. Nu știu să cumpăr, că nu mă descurc cu atâtea milioane, nu? Aproape mă gândesc că mergeți la cumpărături cu sacul, mâine, poimine. Noroc cu leu ăsta greu, nu? Că o să vă atârne greu prin buzunare, leu ăsta greu. Vreau să vă zic că banii nu sunt numai bani. Sunt dureri de cap. Când ai mulți bani, ai și mulți oameni care au idei pentru ei. Că au câteva planuri pentru banii tăi. Pe urmă începi să nu ai liniște, trebuie să-i păzești, pe urmă trebuie să-i investești bine. Cum să preluăm controlul banilor ca să nu ne controleze ei? Ar trebui să stăm aproape de învățătura Bibliei cu privire la bani. Să vedem ce zice Biblia despre ei. Domnul Iisus Hristos vorbește despre bogății și le spune înșelăciunea bogățiilor. Înșelăciunea bogățiilor. De ce oare zice El treaba asta? Pentru că atunci când avem foarte multe bogății, credem că noi suntem mai deștepți decât alții că îi avem. Sau chiar mai pocăiți decât alții. Aveam un milionar la biserică care tot timpul spunea, măi, Petric, eu trebuie să fiu foarte pocăit de Domnul, mi-a dat mie atâția bani. Și a zis, măi, nu știu dacă e chiar așa. Eu nu găsesc în Biblie nicăieri că pocăința se măsoară în bani, nu? Dă și tu ceva pentru biserică. A, zice, nu pot acum, dar într-o zi am să fac eu ceva că o să fii tu uimit. Și a făcut. I-a pierdut pe toți, s-a încurcat cu nevasta prietenului lui și a făcut ceva care n-am auzit și nici n-am bănuit că o să facă. Caută modalități să ții contact cu cei săraci. Foarte interesant că lumea asta ne segregează după bani. În America este și mai periculos, pentru că, de exemplu, ai 200 de mii de dolari și vrei să-ți cumperi casă. Îți cumperi casă de 200 de mii de dolari între oameni care au 200 de mii de dolari,
ca și tine și îți cumpără casă de 200.000 de dolari. Dintr-o dată ești segregat după suma asta de bani în mijlocul unor oameni de aceeași capacitate financiară ca și, ca și tine. Ăștia toți conduc cam aceleași mașini, au cam aceleași case, locuiesc în același mediu. Aproape că nu mai știi nimic despre aia alalți. Este o segregare economică. Lucrul acesta nu este chiar așa în România, mai durează probabil zeci de ani până când țara începe să se segregeze după bani, nu? Și e un pericol însă foarte serios pentru că nu mai ținem cont și contact de omul sărac, cu omul sărac. Ne învârtim între prieteni care au cam aceiași bani ca și noi, nu? Om de afaceri, om de afaceri. Mergem la cină, invităm oameni de afaceri de teapa noastră, ne învârtim cam în aceeași lume, nu? Și o problemă foarte serioasă că uităm că există oameni săraci pe lumea asta. Ar trebui să ținem cont și să ținem contact cu oamenii aceștia săraci. Apoi, roagă-te pentru bani și folosirea lor, pentru că nu degeaba România a spus că banul e ochiul dracului. E o problemă foarte serioasă, e un pericol. S-ar putea să te stăpânească ei pe tine și atunci te dezumanizează. Formează-ți relații în care să dai socoteală de modul în care îți cheltuiești banii. Unul dintre avantajele săracului, în teologia catolică, de exemplu, există acest percept al statutului preferențial al săracului în ochii lui Dumnezeu. Și o scriitoare catolică a tipărit 10 avantaje ale săracului. Una dintre ele este că săracul știe să facă diferență între lux și necesitate. Bogatul nu știe. Bogatul își cumpără televizor în camera de zi, în dormitor, în baie, ca să nu piardă vreo ceva. Nevastă să are unul în frigider, pe frigider. Am văzut frigidere cu televizor acum ultima vreme, nu? Să nu pierzi cumva ceva, domnule, nu? Telefon peste tot și în toaletă și mulțumim Domnule că nu există smellyphone, telefon care miroase, nu? Cine știe de unde vorbește la cu tine? E o problemă serioasă. Bogatul se dotează cu jucării peste tot, nu? El nu știe ce e necesitate și ce este lux. Formează-ți relații ca să dai socoteală cuiva totuși de modul în care îți folosești banii. Ar trebui să dezvoltăm o atitudine contraculturală cu privire la bani. În America există acum un lanț din acestea de restaurante, de fast food, de mâncare din asta rapidă, care se cheamă In and Out. Intri și ieși. Ce am descoperit? Am descoperit că restaurantele acestea sunt înființate de niște creștini care nu numai că nu ne păcălesc la carnea din care fac hamburgerul, nu? Și pâinea care ne-o dau ei, că totul este autentic și probat și nu îngheață carnea și îți dă numai proaspăt măcinat atunci, dar 80% din profitul acelei firme merge pentru misionari, pentru lucrarea misionară. Este un lucru formidabil, extraordinar. Cineva a zis, facem un business contracultural, nu? Împotriva curentului și sprijinim lucrarea misionară. Majoritatea creștinilor acum încep să se ducă la In-N-Out, nu se mai duc la alte restaurante pentru că în felul acesta participă la lucrarea misionară. Dezvoltă-ți abilități de menajare a banilor. La dumneavoastră lucrurile sunt foarte simple pentru că aici sunt numeri de câteva ori, mai chem și vecinii, dacă sunt mulți, ți-ai concediu să-i numeri. La noi însă operăm tot timpul cu cifre. Nu vezi banii aia. Îi primești pe o hârtie, duci hârtia la bancă, banca îți dă altă hârtie cât ți-o luat. Cine știe ce fac ăștia cu banii? Când cumperi ceva, dai hârtii la magazin, nu? Și ai impresia că, domnule, e un schimb de hârtie aici. De fapt, nu este altceva decât să duc banii tăi din bancă. Îi papă cineva. Și te trezești la sfârșitul lunii că nu mai există. Dacă n-ai calculator și computer să ții cont de tot, ajungi rău. Cumperi lucruri care... Cineva zicea că definiția americanului asta este. Cu bani care nu i-are, cumpără lucruri de care n-are nevoie ca să impresioneze oameni pe care nu-i iubește. Dezvoltă-ți abilități de menajare a banilor. Dezvoltă-ți o atitudine care să te băzească
în domeniul financiar. Tot ce vezi, cumperi, nu? Mai gândește-te, mai vorbește și cu nevasta sau cu bărbatul. Știți care este bărbatul ideal, nu? Un bărbat ideal este care face mai mulți bani decât poate cheltui nevasta sau. Deci este suficient de deștept ca să facă bani mai mulți decât poate cheltui nevastă sa. Și suficient de prost să o lasă pe ea să cheltuiască. Ispita perfecționismului. Dorințele omului nu pot fi satisfăcute, zicea acest Jeremy Bentham. În Eden s-a născut dorința de a fi desăvârșit și a fi egalul lui Dumnezeu. Există în noi, mai ales în bărbați, dorința de a fi perfect în această viață și lucrul acesta este un păcat. Mai ales când dorința de perfecțiune o impunem altora. Haideți să vedem care este anatomia unui perfecționist. Perfecționistul are tendința de a gândi în categorii dihotomiste, nu? Bine, rău, alb, negru și așa mai departe. Perfecționistul exagerează greșelile și minimalizează succesul. Perfecționistul stabilește scopuri nerealiste pentru sine și pentru alții. Perfecționistul se luptă cu un respect scăzut de sine. Am cunoscut pe cineva în Chicago, mutilat pur și simplu spiritual și psihic de un tată perfecționist. Zicea, n-am fost în stare niciodată să spăl mașina cum a vrut tata. Două ceasuri am tot spălat pe Dacia aia și la sfârșit a venit și mi-a găsit ceva noroi undeva de desubt și mi-a spus că habar n-am și nu sunt în stare să spăl o mașină. Acest perfecționist cere perfecționism de la alții. Și ne torturăm nevestele, ne torturăm bărbații uneori cu atitudini acestea perfecționiste. Bărbații în special au în sângele lor această tendință și această ispită permanentă. Perfecționistul plătește un preț, nu? Perfecționismul păgubește și diminuează relația cu Dumnezeu. Distruge relațiile interumane, distruge părtășia bisericii. Nimic nu-i bine, ăștia nu cântă perfect, ăsta nu conduce bine. Criticii cei mai înverșunați din bisericile noastre sunt perfecționiști. Vor să ne perfecționeze. Că le-am zis într-o zi la câțiva, domnilor, eu n-am venit la școală de pastor la voi. Că dacă voiam să vin la școală, mi-alegeam niște dascări mai buni. Lăsați-mă să fiu pastor. Tot timpul mă îmbunătățesc. Nu? Tot timpul mă perfecționează. Din păcate însă dăm perfecționismul moștenire copiilor noștri. Vreau să închei că putem să fim totuși biruitori în aceste ispite. În primul rând, cunoaște-te pe tine însuți. Caută o reînnoire spirituală. Stai tare în Hristos. Cunoaște-ți dușmanul. Motivează-te să trăiești corect. Fii atent la punctele tale forte. Îndreaptă-ți energiile de la ispite spre domenii pozitive. Nu-ți hrăni poftele. No, purtarea de grijă de firea pământească este să îi stârnești poftele, să îi le alimentezi. Dezvoltă-ți obiceiuri bune, fii învățabil, vină la conferințe, fugi de ispite, fii curajos. Și cu asta vreau să închei. Vă mulțumesc în numele Domnului pentru atenția dumneavoastră.